Cauza fundamentală a nefericirii și modul și până la urmă majoritatea problemelor, provocărilor care apar în viața noastră are legătură cu această cauză fundamentală. Aveți vreo idee sau puteți intui care ar fi? Care este cauza principală sau fundamentală a nefericirii, a suferinței noastre? Leila, dorința. E legat de Pardon. neacceptarea. Okay. Diferența între așteptări și realitate. Da, toate sunt legate și ați intuit bine, dar este legat de ignoranță. Putem numi, dacă vreți, generic toate acestea ignoranță. Și mă refer la ignoranța la nivel spiritual. Da? Pentru că de fapt, suntem o ființă spirituală având o experiență umană și nu invers. Pentru că, de fapt, suntem cu toții în această călătorie, dacă vreți. Și-am mai folosit această metaforă, unii dintre voi poate o cunoașteți, a unei mașini, da? Că avem cu toții o mașină, o mașină închiriată, nu este proprietate personală. Și avem de făcut o călătorie cu această mașină care este condusă de un șofer și în spate este stăpânul. Dar stăpânul care doarme, este adormit și șoferul este cel care este la comandă și cel care crede că știe drumul, dar are multe vicii, dorințe, așa cum a spus și voi, anumite așteptări. Și, într-adevăr, nu face diferențierea între ce este real și ireal. Doar stăpânul știe lucrurile astea, numai că stăpânul doarme. Da? El știe destinația, știe care este drumul, unde trebuie să ajungă în această călătorie, însă stăpânul este adormit. De cele mai multe ori se mai trezește din când în când la un șoc sau la un moment de grație și spune, ia comanda, îl direcționează pe șofer unde trebuie să meargă, dar după care iar adorme. Și după care șoferul iar reintră și ia pe arătură sau pe calea lui. Aveți idee la ce mă refer cu această metaforă, cu această analogie? La ce se referă acest ansamblu, mașină, șofer, stăpân? Și care este călătoria pe care o avem de făcut? Suflet dorință, da, sau suflet ego. Da? Pentru că, de fapt, cine este mașina în această analogie? Este corpul fizic. Da? Și cel eteric, punem la pachet, pe care șoferul, cine credeți că este? Ce corp? Sau ce parte din noi? Cine este cel care conduce sau execută, de fapt, dorințele? Da, ego-ul sau, de fapt, mintea, planul mental și emoțional, exact. Da? Cel care, de cele mai multe ori, din păcate, pentru majoritatea oamenilor, este cel care este la comandă. Pentru că stăpânul sau sinele sau sufletul este adormit sau nu este prezent de cele mai multe ori. Și o să, din multe motive, da? Pentru că suntem, până la urmă, marea majoritate a oamenilor nu sunt treziți, din păcate, exact, nu sunt prezenți și mintea devine stăpânul. Și noi, de fapt, trebuie să inversăm acest proces. Și mergând încă un pas în această parte introductivă, da, spuneam, începem de la o perspectivă mai înaltă, să înțelegem un pic altfel această dimensiune, această existență și după care o să coborâm pe pământ. Dar ce ne învață societatea când ne naștem, care și începem să creștem, să mergem la școală, să intrăm în tot acest sistem?
ce ne învață societatea? Care credem că este scopul vieții? Ce suntem învățați că sunt lucrurile importante? Care sunt valorile pe care ne le învață societatea? Că trebuie să facem ce? Bani, mulți bani. Mulți bani, nu-i așa? Da. Corect. Bani, o facultate, carieră. Da, dar totul se rezumă tot la bani. Fă facultate, să ai o carieră, să trăiești bine, să ai cât mai mulți bani. Și nu contează cum trăiești și cum faci banii. Contează ca tu să fii primul, să tai din coate și să reușești. Nu contează ce fac cei din jurul tău. Cam asta este societatea în care trăim în ziua de azi. Corect, cum zice și Vicky, să fim competitivi, să, Paula, să avem putere. Da, poate sunt legate și, de fapt, ce accentuează mai mult? Sufletul sau ego-ul? Ego-ul. Ego-ul, evident. Da? Deci, toată această mentalitate sau mod de societate în care trăim și spuneam, tocmai acum este un moment de tranziție de la asta, însă s-a perpetuat atâta timp încât, din punctul meu de vedere, era normal să apară o astfel de perioadă și e o perioadă care sfinții au prevăzut-o de mult timp. Eu cred că s-a mers prea mult pe ego, pe lăcomie, pe individualism, pe lucrurile acestea care de fapt ne-au îndepărtat de suflet, ne-au îndepărtat de esența noastră și nu știu dacă ați fost vreodată la casino. Eu am fost odată când am studiat în state, eram în Washington DC și am mers până la Las Vegas. Și acolo, la hotel, mi-au dat un voucher, nu știu, vreo 20-30 de dolari pentru cazinou hotelului. Și am zis, băi, hai să mergem, hai să experimentăm. Și am început să pariem, să jucăm, nu mai știu la ce, la blackjack sau ceva. Și ce credeți la început? Am pierdut sau am câștigat prima oară, la început? Când am început să pariem? Ai câștigat. Am câștigat, exact. Da, deci părea, wow, cât de magnific, ce ușor se câștigă banii. După care am tot continuat și ce credeți că s-a întâmplat? Am început să pierdem. Dar după ce avusese acea experiență, că e așa de plăcut și câștigurile așa de rapide, era o voce care o auzeam, care tot spunea, mai bagă niște bani. După ce am pierdut toți banii, mai bagă niște bani, pentru că ești atât de aproape, e foarte real, o să câștigi. Numai că, bineînțeles, n-am continuat, pentru că știam că, de fapt, modelul de casino este un model care e așa astfel gândit încât să-ți ofere o iluzie, un câștig foarte ușor la început, dar pe termen lung să pierzi. Să pierzi toți banii și, de fapt, să-ți pierzi tot sufletul. Și o să întrebați care e analogia sau care e ideea, de ce îmi spui mie povestea asta. Spun povestea asta pentru că lumea aceasta în care trăim, lumea materială sau maia, este creată exact pe acest model de tip casino. Da? Este, oferă toate aceste lucruri foarte plăcute, foarte atrăgătoare, foarte strălucitoare, care te atrag foarte mult și crezi că acolo o să găsești fericirea. Da? Ce am discutat și mai devreme. Însă, pe termen lung, nu fac decât să te lase fără bani, însemnând să te lase fără suflet, să-ți pierzi conexiunea cu sufletul. Da, la fel cum și este o forță în spatele acestei dimensiuni materiale, o forță de repulsie, la fel cum divinitatea, o să vedem, este dincolo de plus și minus, bine sau rău, dar sunt aceste aspecte pozitiv al divinității, care este forța de atracție și care ne cheamă acasă, dar este și forța negativă, forța de repulsie care ne îndepărtează. Și noi suntem la mijloc și tot timpul vom alege, avem acest liber arbitru, care o să vedem până la urmă ne este afectat, dar tot prin alegerile anterioare,
Dar putem alege. Ne apropiem de divinitate sau de sine sau ne îndepărtăm. Și e un model care cred că e foarte important să-l înțelegem cum funcționează această dimensiune, pentru că este o dimensiune a dualității. Și atenție, nu vreau să transmit bine această idee. Nu înseamnă că lucrurile respective, fie că sunt bani, carieră, relații sau da, ce am mai discutat, nu înseamnă că ele sunt rele în sine. Devin rele dacă ele devin un scop în sine. Dacă merg pe ele cu atașament și cred că ele sunt sursa fericirii mele. De fapt, acolo intervine problema când mă atașez de ele. Pentru că în această lume a dualității intervine această lege a pendulului, care mă duce de la plus la minus. Și nu este că mi s-a întâmplat vreodată. Vrea să spune cineva ceva? Să intervină? Nu s-a apărut. Dacă nu, vă rog să dați microfonul pe mut, ca să avem microfonie. Spuneam că cu cât mă duc mai mult către dorințe, către bani, către lucrurile pe care și le dorește ego-ul până la urmă, pentru că discutăm de planul material aici, și mă agăț de ele și cred că aia e fericirea mea și poate da, pentru câteva momente sau o perioadă, fie că e o zi, o lună, un an sau așa mai departe, mai devreme sau mai târziu, și poate ați experimentat asta, chiar dacă atingem lucrul respectiv și zicem așa și atât, pentru că satisfacția respectivă va trece. Și voi constata că nu era de fapt ceea ce îmi doream cu adevărat. Și o să vreau și mai mult și mai mult și extind acest pendul, da? Fac amplitudinea și mai mare și la un moment dat când lucrul respectiv, jobul, cariera, partenerul sau pe ce bazam eu fericirea dispare sau se diminuează, mă aruncă automat la polul opus, în suferință, în depresie, în pierdere. Dar atenție, astea sunt doar percepții la nivel mental. Și este mai mare pendulul cu cât mai mare este atașamentul. Pentru că o persoană s-ar putea să fie mai atașată de 1000 de euro decât alta față de 1 milion de euro. Da? Contează nu suma sau lucrurile absolute, ci contează intensitatea atașamentului respectiv. Da? Și de fapt această schemă a pendulului, și asta este un model care mie îmi place foarte mult, e unul din modelele mele preferate și cred că explică foarte bine această realitate în care trăim. Da? Cu planul minții sau ego-ului pe orizontală și planul sufletului pe verticală. Da? Îl vedeți, da? A apărut slide-ul ăsta. Dați-mi un semn, vă rog, dacă suntem pe... Da, a apărut. Pe aceeași... Ok. Bun. Acum, ce spuneam? Toată dualitatea ce discutam și cu legea pendulului se aplică pe acest plan, da? Pe planul minții și al corpului, unde există dualitate, unde există oscilație, unde există opus, plus, minus. Și aceasta este o zonă periculoasă, între ghilimele, dacă ne aflăm numai pe aceasta, dacă nu includem și dimensiunea sufletului. Pentru că, de fapt, evoluția spirituală, pe ce linie are loc? Pe cea verticală sau pe cea orizontală? Pe verticală. Pe verticală. Numai că noi ne petrecem majoritatea timpului, energiei, resurselor în general, pe cea verticală. Corect? Investim foarte mult timp, energie, bani, până la urmă, absolut totul și generalizez aici, bineînțeles, însă pentru marea majoritate a oamenilor aici se joacă viața.
Și spuneam, este o iluzie, cum spun și înțelepții din India, de asta îi spun Maya sau Marea Iluzie, tocmai pentru că dacă suntem mai pe acest nivel orizontal, nu vom găsi niciodată ceea ce căutăm cu adevărat. Ce discutam de la început, de acea fericire profundă. Pentru că aici este un joc cu sumă nulă. Pentru că merg, obțin lucrurile respective care par foarte strălucitoare, cum ziceam și la casino, după care mă aruncă în partea cealaltă, în suferință. Mai devreme sau mai târziu se va întâmpla asta, pentru că în această dimensiune nimic nu este permanent. Totul depinde de ceva exterior, care, cum știm, totul este trecător. Mai devreme sau mai târziu. Și dacă ne bazăm fericirea pe aceste lucruri, în acest plan, tot timpul vom fi dezamăgiți și, de fapt, nu vom câștiga mai nimic. Și încă un lucru important de reținut este că dacă îmi petrec timpul, energia în acest plan, atunci nu mai am timp și energie pentru evoluție, nu mai am timp și energie pentru suflet. Corect? Unde spuneam că, de fapt, se întâmplă evoluția, unde găsim, de fapt, acele stări superioare de conștiință. Și dacă nu punem acest plan pe primul plan, niciodată nu vom mai găsi timp și energie. Pentru că asta e capcana acestui plan al dualității. Tot timpul vom vrea mai mult și mai mult și mai mult, pentru că pare foarte atractiv. Ne dă anumite satisfacții, anumite plăceri și vrem și mai mult. Credem că e direcția potrivită și corectă, dar este o păcăleală. Și vreau chiar să discutăm despre 3 plus 1 mindset-uri, despre pentru Life Mastery, acest mod de a exista în 4D. Mirela și Mihai spune că se aude cu întreruperi. Probabil că este, oricum, este foarte solicitat internetul în perioada asta. Mai dați câte un refresh și poate se reglează. Bun. Primul... Paula aude ok. Bun. Ceilalți? E tot în regulă? Se vede și se aude? Da. Bun. Bun. Primul mindset pe care vreau să-l discutăm și, bineînțeles, pe scurt acum, pentru că este un întreg capitol și este foarte profund, este cel legat de legile universale. Pentru că eu cred că, ca să putem să trăim o viață frumoasă, o viață împlinită, o viață așa cum am definit-o în Life Mastery, este nevoie să ne armonizăm, dacă vreți, cu legile, cu principiile universale. Unele care sunt la fel de reale, poate chiar mai reale decât legea gravitației sau alte legi obișnuiți în planul fizic. Și una dintre aceste legi este legea karmei, care cu siguranță vă este cunoscută. La fel cum este și legea atracției, da? Sau legea rezonanței, pe care de asemenea sunt convins că o știți, la legea corespondenței, la fel cum este și legea ce în interior e și în exterior. Ok, hai că opresc muzica. Ok, e mai bine așa? Bun. Da, spuneam de legea karmei și cât de mult ne influențează, de fapt, viața sau fericirea sau nefericirea pe care o experimentăm în viața de zi cu zi. Comparativ cu liberul arbitru. Vă este familiar acest concept de karmă și ne poate spune cineva pe scurt la ce se referă?
Leila, este manifestarea legii cauză-efect. Da. Ok. Foarte pe scurt, să discutăm legat de punctual de schema pe care am trasat-o și aici și cum intervine karma. Da, spuneam că noi avem acest liber arbitru care de fapt acționează pe verticală, pe linia spirituală. Vicky zice că e bagaj din viețile anterioare. Da, da, din viețile anterioare, dar și din viața aceasta întotdeauna producem și altă karmă, cea veche se numește parapta karma, mă rog, în termeni sanscrită, n-are așa mare relevanță, dar producem karmă și în acest moment, da, cu fiecare acțiune pe care o facem. Și de fapt karma ne duce pe această linie orizontală. Da? Ne duce de la plus la minus. Facem o acțiune, vine și opusul sau vine și efectul. Și atunci ne pierdem din liberul arbitru tocmai pentru că karma sunt niște forțe pe care noi le-am pus în mișcare la un anumit care are momentul lui de a ajunge în gară, dacă pot folosi această expresie. Da, pornim un tren care mai devreme sau mai târziu va ajunge la destinație. Este acel pendul pe care îl punem în mișcare și probabil că avem mii sau milioane de astfel de penduluri pe care le-am deplasat, le-am pus în mișcare la un anumit moment pe diversele planuri ale existenței, care nu sunt altceva decât o energie, un vârtej energetic care va atrage în realitatea noastră lucruri, experiențe, persoane cu care rezonează. Da? Și când acel tipar, acel vortex energetic devine activ, atunci va atrage prin legea atracției rezonanței și evenimentul, experiența respectivă. Asta explică din punctul meu de vedere de ce unii oameni se nasc, nu știu, cu anumite situații foarte bune de viață, alții mai puțin. De ce unii au succes foarte ușor, alții trebuie să se chinuie foarte mult. Și așa mai departe, pe diversele planuri. Însă cu cât avem mai multă karmă și avem aceste forțe care acționează în același timp, ne scade, dacă vreți, liberul arbitru. Noi am avut totdeauna liber arbitru și avem în continuare. Numai că s-ar putea forțele karmice să fie mai puternice și să nu le putem opri prin liber arbitru. Da? Sunt multe de discutat aici. Vreau doar să înțelegem că e important să ne armonizăm cu această lege, cu o lege universală și că ce plantăm acum, în acest moment, ne va asigura fie fericirea, fie suferința pe viitor. Da? Întrebări legate de partea asta? De acest prim mindset de armonizarea cu legile universale și în principal cu karma? Nu. E destul de clar, da? Da. Ok. Pentru Paula zic că e mai clar acum. Bun. Al doilea mindset este cel legat de competiție versus cooperare. Și discutam și mai devreme că pe linia ego-ului, da, avem tot timpul competiție. Și spuneați și voi, cine e mai bun să câștig mai mulți bani, mai mult, da, pentru mine. Și spuneam că este cauza pentru suferință până la urmă, pentru lăcomie, pentru toate problemele și provocările umanității, pentru că asta duce mai devreme sau mai târziu la scindări, la războaie, la agresivitate și așa mai departe. Și că ăsta este modelul în 3D, da? Iar cooperarea este modelul în 4D, dacă vreți. Este modelul pe care
Eu zic că trebuie cu toții, la nivel colectiv, să-l adoptăm și cred că la capătul acestei perioade de tranziție în care ne aflăm, cred că cât mai mulți trebuie să facem această tranziție de la competiție către cooperare, de la dezvoltare personală, da, care ține tot de ego în mare parte, către o evoluție integrală în care să ne conectăm mai mult cu sinele, cu sufletul, cu acele valori și principii care transcend, dacă vreți, numai despre mine și acest mod egoic de a funcționa. Bun. Iar a doua definiție, da, pentru Life Mastery, mai țineți minte care a fost prima? Ce definiție am dat prima oară? Ce trebuie să echilibrăm? Hai să văd dacă ați fost atenți și dacă v-ați luat notițe. Cele 5 arii importante din viață. Super, bravo. Jana, da? Super. Eu sunt bărbărat, deci asta e. Da, e bine că avem nevoie să și comunicăm, mai ales acum când nu ne vedem. Bun, a doua perspectivă, da, pe lângă cele arii ale vieții și până la urmă ele se suprapun, da, sunt același lucru, doar că din unghiuri diferite și eu cred că e important să avem mai multe unghiuri prin care să privim un anumit concept, tocmai ca să-l înțelegem mai în profunzime. Și acest al doilea unghi, dacă vreți, este să îmbinăm aceste două planuri de care am discutat, da? Planul material și planul spiritual, această cruce care nu e întâmplătoare, da? Sau corp, minte, suflet. Da? Corpul și mintea sunt pe linia materială, iar sufletul pe verticală. Da? Și v-aș propune așa, să luăm, am uitat să spun încă de la început, o să luăm și pauza de prânz pe la 1 aproximativ, dar o să luăm și scurte pauze între sesiuni, da? Pentru că e dificil de stat, mai ales pe online, doar într-un loc și se pierde energia și atenția. Așa că vă propun 7 minute de o scurtă pauză, de refrișare, de hidratare, de recentrare și revenim după această scurtă pauză. Ok? Ok. Bun. E și 11 și 26 la... Hai la și 35. Ok? In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In